Bună, draga mea urmăritoare și Hristos a înviat! Astăzi am să-ți prezint în acest tutorial un baby boomer soft, făcut direct din construcție. Așadar, uite așa arăta unghiuțele la început, după ce mi-am pregătit cuticula, am dat formă unghiuțelor, am scurtat unghiuțele la lungimea de 1 mm. Uite ce apex natural și ce bombătură aveau, așa că uite diferența la degetul arătător cum am încercat să ridic șablonul și cât de mare este diferența, da, de ridicare. Mai vreau să vezi și faptul că degetul inelar are o unghiuță cu probleme, să zic așa. A avut o lovitură mai gravă în copilărie această unghiuță și a rămas așa, da? Mai deformată. Astfel încât, neavând o deformare foarte gravă, putem să-i facem construcție și ei. Așa că îmi decupez șablonul cât mai corect posibil ca să mă ajute cât mai mult și să fie cât mai ușor să fac această construcție, neavând un vârf de unghiuță sub care să introduc șablonul. Așa că îmi decupez cât mai bine, da? Tot măsor, laterale și curbace și așa mai departe până mi pot așeza șablonul. Mă interesează să fac curbace a unghiuțelor fără pinci, fără creștișori, așa că voi face doar din șablon, mai ales la această unghiuță care este cu probleme, este foarte greu de făcut, pentru că ea este ușor lată sau cum să zic așa, ca o lopețică și va fi mai greu de realizat, însă până la final o să vedeți cum i-a ieșit cu brio totul. Și mai vreau să specific faptul că această unghiuță, fiind cu un pat unghial mai scurt decât al celorlalte, a fost nevoită să creez unghiuța mai scurtă decât celelalte, însă per total nu foarte vizibil. Da, uitați cum am reușit să montez șablonul, se vede și din lateral, da, că este șablonul așezat corect și că îmi stă exact cum trebuie. Voi folosi gelul Milky White French Builder Gel de la Noblesse. Este un gel forming mediu, să-i spun așa, care se autonivelează, dar care de fapt nu curge. Și poți să lucrezi mai multe unghiuțe cu el pentru că nu va curge în cuticule. Deci este foarte, foarte recomandat pentru oricine, atât începătoare cât și avansată. Creez extensia pe șablon, folosesc o pensulă limbă de pisică, Miley, parcă numărul, stați că mă uit chiar acum că sunt încă la salon în momentul în care, Miley numărul 4, în momentul în care registrez vocea, pentru că acasă știți și voi, nu îmi permit să mai fac asta din cauza fetiței, care vrea și ea să vorbească aici. Așa, această pensulă o găsim pe site-ul unghiifalseangro.ro, unde dacă faceți comenzi de produse și dacă în secțiunea comentarii scrieți codul Ionela 5%, primiți o reducere de 5%. Și cel mai important și mai interesant este faptul că pe site-ul Noblesse, de unde puteți comanda gelul Milky White, și mai apoi o să vedeți că voi folosi și gelul Baby Pink Cover Builder Gel, dacă în secțiunea cod reducere puneți codul Ionela, primiți o reducere de 10%, da? Dar să fie comenzile de minim 100 de lei. Așadar, nu uitați, da, pe site-ul Noblesse, dacă faceți comenzi de produse, de unghii tehnice, de minim 100 de lei, primiți o reducere de 10% dacă în secțiunea cod reducere voucher scrieți codul Ionela. Da? Am repetat tot. Acum îmi decupez șablonul pentru cealaltă unghiuță a degetului inelar.
Nu vreau să vă dau foarte multe detalii despre cum și ce regulă aplic în decuparea șablonului. Asta, dacă nu vă supărați, vreau să păstrez doar pentru cursantele mele aceste informații. Vă arăt doar și cine știe să prindă de izbor, să zic așa. După ce termin de decupat șablonul, îl montez cu mult mai multă ușurință, așadar cine dorește, cine poftește, vă aștept la cursuri la mine, la unghiuțe, la cursuri în Bistrița, pentru că doar în Bistrița predau. Vă spun din start că nu ofer diploma acreditată, ci doar de participare. La cursul meu sunt grupe de maxim 4 cursante, dar nu am avut niciodată 4, ci doar 2 la cursurile de bază, da? La cursuri de avansați am avut și grupe de 4, pentru că mi se pare greu să te ocupi de 4 persoane începătoare care pot în orice moment să taie greșit o cuticulă sau să pilească toată unghia naturală cu o freză sau etc., etc., chestii grave, să pună gelul pe piele și așa mai departe. Și am considerat că doar de 2 mă pot ocupa cel mai bine. Ok, folosesc din nou gelul Milky White, da, ca să creez extensia, gelul de la Noblesse, care, după cum vă spuneam și adineaori, este un gel forming mediu care se autonivelează, dar nu curge, în sensul că poți să-l folosești pe 4 sau 5 unghii de la o mână odată și doar după ce le-ai făcut pe toate să pui în lampă, el necurgând deloc. Bun, acum urmează să iau șablonul jos și o să vedeți cât de subțire și frumoasă este unghiuța mea, plus curba C, care este formidabilă, inclusiv la acest deget cu probleme. Uitați, am încercat să-i ridic și la această unghiuță vârful, pentru că vroiam totuși niște unghii slim cât de cât. Voi folosi gelul Baby Pink Cover Builder Gel, cum spuneam, de la Noblesse, unde dacă faceți comenzi de produse de minim 100 de lei și puneți în cod, în secțiunea cod reducere voucher codul Ionela, primiți reducere de 10%. Acest gel îl aplic în strat pensulat prima dată, de la cuticulă până la vârf aproape, dar la vârf cât mai subțire, cât mai pierdut. Și după aceea, cu o bulă mai mare, vin pe toată zona patului unghial până aproape de vârf, creind apexul. Și așa îmi va ieși mie baby boomerul, după cum spuneam și la început, un baby boomer soft sau natural, așa mi-a cerut clienta mea. Și pentru că pe canalul meu de YouTube am diferite tipuri de baby boomer, dar toate foarte vizibile, foarte țipătoare, am fost foarte încântată să-l filmez pe acesta, care este foarte natural. La câteva zile distanță am făcut un alt baby boomer unei verișoare a acestei cliente cu baby boomerul soft și mi-a cerut și ea un baby boomer soft ca și acesta. Și eu am vrut, să zic așa, în ghilimele, să o păcălesc ca să vă mai arăt un cover tot de la Noblesse. Acesta este autonivelant. Însă, după ce am început să îi aplic pe unghiuță, mi-a zis, da, nu e acela al verișoarei, nu? Și zic, nu, dar vrei tot acela? Zice, da. Și atunci nu am putut să vă mai filmez încă o nuanță, o să o filmez cu altă ocazie. Vă spun totuși și de ea, sunt foarte încântată, doar că vă atenționez că este autonivelant, da? Deci trebuie să lucrăm doar pe unghiuță. Este gelul Natural Pink Cover Builder Self, sper că pronunț bine, Leveling, da? Se scrie Leveling. Dar în principiu voi atâta trebuie să țineți minte, Natural Pink, tot de la Noblesse, este un cover autonivelant. După părerea mea, piersicuț, așa ușor corai, este foarte, foarte plăcut.
Așa, o chestie de genul, îți vine să mănânci unghiuțele când sunt gata. Vi-l recomand cu mare încredere și pe acela, doar că să fiți atente, este un gel care se autonivelează, da? Depinde de voi care vă place mai mult. Am revenit puțin cu gelul Milky White peste vârful unghiuței ca să fie puțin mai rezistentă în momentul în care ridic șablonul și ca să aibă mai mare aspect, mai multă vizibilitate, da? Mai mare contrast. Să știți că îmi place foarte mult acest gel. Eu îmi imaginez niște unghiuțe și așa în nuanțele astea, cum arată acum. Pur și simplu să aibă formă perfectă, da? Adică acum, în loc de un gel cover, să vin cu transparent peste. Pur și simplu, exact cum ar fi niște unghii naturale, crescute, care sunt date doar cu un lac transparent. Ce părere aveți? Eu zic că ar fi o modă dacă aș face așa ceva cuiva, dar clientele mele nu prea vor. S-ar putea să îmi fac mie asta. Vreau să vă și arăt acum, aveam impresia că sunt într-un live cu voi, dar se pare că nu sunt. Unghiile mele pe viitor așa par să fie și chiar o să încerc data viitoare să mi le fac aproximativ de genul cum v-am spus. Pun din nou aceeași bulă de gel Baby Pink și după ce sunt gata uscate vă arăt cum arătau într-o poză. Le-am pilit și am aplicat finish-ul Super Glossy Finish. Tot de la Noblesse, este un finish fără strat de dispersie, adică strat lipicios, care nu mai trebuie degresat. Este un finish foarte, foarte rezistent, are un luciu extraordinar de lucios și sticlos, să zic așa. Rezistă foarte bine, însă mie îmi place să le aplic doar pe unghiuțele care nu au strat de dispersie înainte. Mă apropiu de finalul videoclipului, așa că vă pup de nu vă vedeți, vă mulțumesc că v-ați uitat la mine, nu uitați să vă abonați la canalul meu și de ce nu să distribuiți acest tutorial ca să-l vadă cât mai multe fete, pentru că sunt convinsă că le-ar fi de mare ajutor. Vă pup, pupici!